Bună ziua, mă numesc Andrei Cadragoș, sunt student în cadrul Facultății de Științe, specializarea informatică și proiectul pe care l-am ales este compararea framework-urilor NLP într un studiu de interfață pentru chatbots. NLP-uri sau procesarea limbajului natural este un domeniu al inteligenței artificiale care se ocupă cu interacțiunea între calculatoare și limbajul uman. NLP-ul are un rol crucial în dezvoltarea aplicațiilor interactive, având o importantă semnificație în diferite aspecte ale unor aplicații. Câteva, aș zice, caracteristici ar fi interacțiunea este mai fluidă între calculator și limbajul uman. NLP-urile constituie o bază importantă pentru asistenți virtuali și chatbots, gen Siri sau Alexa, și sunt foarte accesibile NLP-urile. Scopul proiectului este de a dezvolta un chatbot folosind Spacy și GPT 3.5 Turbo și de a genera și compara răspunsurile între cele două, să vedem punctele pro și contra pentru fiecare dintre ele. În tehnologiile utilizate în cadrul acestui proiect sunt Python și Django pentru partea de backend și logica aplicației, pe partea de frontend am folosit HTML și Bootstrap, iar ca NLP-uri am folosit GPT 3.5 Turbo și Spacy, care este o bibliotecă open source pentru interpretarea limbajului natural. Cum funcționează aplicația? Este în felul următor. Utilizatorul introduce o întrebare. Întrebarea este transmisă către serverul Django și procesată simultan de GPT 3.5 și Spacy. Răspunsurile sunt după colectate și comparate. Iar rezultatul este transmis tot în interfața aplicației. Aici vedem câteva exemple de întrebări. Singurul metric pe care l-am utilizat în cazul proiectului este similaritatea textuală. După cum vedem, întrebarea este cine a scris Who wrote Harry Potter? Și vedem fiecare răspuns. Și în jos avem un scor de similaritate între cele două. Aici am încercat să vedem cum se comportă fiecare cu mesaje care n-au niciun sens, să dăm un input invalid. După cum vedem, ambele răspund așa cum ar trebui în cazul unor punișiri de caractere random. Și am încercat să introduc și o întrebare doar punând cuvinte random și să vedem cum se comportă. După cum vedem, Spacy nu înțelege întrebarea, iar GPT 3.5 Turbo reușește cumva să deducă în mare parte ce vrem să întrebăm. Iar ca concluzii, fiecare are plusurile și minusurile lui. GPT 3.5 Turbo ca plusuri are faptul că oferă răspunsuri mult mai detaliate, dar problema este că consumă mai multe resurse, iar Spacy pentru proiecte mai mici, gen ca a meu, răspunsurile rapide și precise sunt mai importante, dar după cum vedem, întrebările mai complexe sau lipsite un pic de context nu poate să răspundă la fel de eficient. Vă mulțumesc pentru vizionare. Mulțumim și noi. Ai găsit scenariul în care Spacy să fie mai bun ca ChatGPT-ul? Nu, dar la fel. Singura mare diferență a fost pe partea de răspunsuri de astea. Dacă îi dau o topică foarte complexă să stea să analizeze, Spacy rămâne în spate. Dar timpul de generare e mult, mult mai scurt comparativ. Dar să fie mai bun nu ai găsit scenariul? Nu, numai din punct de vedere al timpului. Am înțeles. Ok.